Răsturnare de situație în Ungaria. Lovitură majoră pentru Victor Orban. S-a întâmplat la început de an. Alegătorii maghiari sunt dezamăgiți de partidele politice aflate la guvernarea țării. Iată pe ce locuri se clasează partidele politice din Ungaria în topul preferințelor alegătorilor maghiari. Tabăra de alegători ai fi de ZKDN pe Partidul Popular Creștin Democrat prezintă o scădere masivă, însă în concordanță cu tendințele anterioare. Poate fi observat că opoziția este incapabilă să se adreseze alegătorilor dezamăgiți de partidele de guvernământ. Rezultă din datele unui sondaj de opinie efectuat de Institutul Median în luna decembrie la solicitarea portalului Ungar HVG 360. Potrivit sondajului, în rândul întregii populații cu drept de vot, popularitatea FIDESET a scăzut cu 16% în ultimele trei trimestre ale anului trecut. Alegătorii care s-au îndepărtat de partidele de guvernământ continuă să întărească rândurile neafiliaților, iar opoziția nu este capabilă să îi atragă pe aceștia în baza sa electorală. Așadar, puterea partidelor de guvernământ nu este amenințată de nimic și nici în cazul unei alianțe de opoziție acestea nu ar putea fi înlocuite într-un scrutin care ar avea loc în curând. Procentul independenților a crescut însă până la 30 de procente. În rândul alegătorilor care ar merge la urne în mod cert, susținerea fideset KDNP este în continuare de 50 de procente, partidele de guvernământ fiind urmate în clasament de coaliția democratică cu 12 Formațiunile Momentum și Patria Noastră se bucură în prezent de un sprijin de 8% fiecare în parte, iar Partidul Satiric Câinele cu două cozi de 7%. Sprijinul partidului Jobit este de 5%, al partidului socialist ungar și al formațiunii politica poate fi altfel de câte 2%. Iar formațiunea Dialog are o susținere doar de 1%. Mișcarea Ungaria tuturor, condusă de Peter Marchizai, care încă nu este oficial un partid, are un sprijin de 3%, iar Partidul Popular al lui Peter Iacap se bucură de un sprijin de 2%. Relatează ziarul maghiar Nepsava.